2 Împărați, capitolul 12, v-am citit adineaurul de acolo, versetul 3, înălțimile n-au încetat, poporul tot mă aducea jertfe și tămâie pe înălțime. Dragii mei, ce au fost aceste înălțime? Vă citesc din cartea Ezechiel, capitolul 20, de la versetul 29. Eu i-am întrebat, ce sunt aceste înălțimi la care vă duceți? De aceea li s-a dat numele de înălțimi până în ziua de azi, versetul anterior 28, și anume, când i-am dus în țara pe care jurasem că le-o voi da, și ei și-au aruncat ochii spre orice deal înalt, spre orice copac stufos, acolo și-au adus jertfele, acolo și-au adus darurile de mâncare, care mă mâniau. Iată de ce Dumnezeu nu a suportat înălțimile, ce făceau ei acolo, îi mânia. Acolo și-au ars mirezmele de un miros plăcut, acolo și-au turnat jertfele de băutură. Religiile cananite, unde evreii s-au dus, nu aveau locașuri de închinare. Ei se închinau pe un vârf de deal, sub un copac, o mică capiștă, un loc. Dar știți ce făceau acolo? Mâncau, beau și apoi se destrăbălau. Astea erau distracțiile lor. Și generație după generație au fost o mare problemă în țara lui Israel aceste înălțimi. Acum nu mai sunt. Întrebarea mea este, și gândim împreună, care sunt înălțimile vremii noastre unde oamenilor le place să se ducă atunci când au timp liber? Unde oamenii se distrează? Unde își consumă plăcerile? Și unde se derulează poftele lor? Unde? În Germania, ce fel de înălțimi? Uite un frate misionar undeva în Europa și le-a zis la sfârșit, vă prezint o expoziție de idoli moderni. Și fiindcă știau că au umblat prin Africa pe la ceva triburi, toți au rămas la urmă să vadă ce amulete sau chipuri cioplice aduce el de la triburile de acolo. Când se uită la expoziție, da, de unde? O minge de fotbal, una de rugby și ceva cu jocuri, cu... Și spune, frate, dar noi am crezut că i-a dus ceva din Africa, idol din Africa. Idolii din Africa le-am arătat la cei din Africa, idolii din Europa vi-a arătat vouă. Că voi nu păcătuiți cu cei din Africa și nici cei din Africa nu păcătuiți cu ai voștri. Care sunt înălțimile vremii noastre? Am scris un articol, nu de mult, intitulat Două categorii de păcătoși acceptați în biserici. Sportul și cultura nudistă. Jocurile olimpice au început cândva în secolul 7 înainte erei noastre. Erau socotite ofrande aduse zeului Olimp, de unde și denumirea de Olimpiade, la greci. În antichitate, ca să legăm cele două, sporturile nautice se practicau nud. Știți, din mitologia greacă, sculpturile în general sunt nudiste. Antioh Epifanus dusese la Ierusalim cândva în secolul 2 înainte erei noastre și nu departe de templu construise un campus sportiv. Atunci erau sportul la modă, aruncarea greutății și altele. Se spune din istorie că leviții nu erau găsiți la templu când le venea ora de slujbă, că îi atrăgeau jocurile introduse de la greci. Ei, creștinismul mai târziu, când a ajuns să dețină o anumită autoritate în Imperiu, a interzis sporturile și tot ceea ce ținea de nudism. În jurul anului 1900, sporturile au revenit în actualitate. Au fost olimpiade în jurul anului 1600-1700? Nu au fost jocuri olimpice, ele sunt numai de vreo 100 de ani, aproximativ încoace. De asemenea, tot cam de 100 de ani, oamenii s-au apropiat din nou de apă. La început, când au mers, de exemplu, în jurul anului 1900, când mergeau femeile la apă, știți cum se mergea? Cu îmbrăcăminte ca și călugărițele, la apă. Am fost în Suedia și mi-au arătat, frații, undeva un lac cu inscripție în piatră. A fost primul loc din Europa unde bărbații și-au permis să meargă împreună cu femeile la apă. Și li s-a părut că asta trebuie inscripționat în piatră, că e ceva ce nu mai fost. S-au dus împreună, apoi, după primul război mondial, fusta și rochia au urcat la genunchi, până atunci nu a fost în toată istoria asta
Astea sunt dovezi, nu e părerea mea. S-au apropiat din nou de apă, hainele au devenit din ce în ce mai puțină parte a trupului acoperind. La un moment dat mi-am zis, discutând cu cineva, ce amenda poliția pe plajă în urmă cu 70 de ani. Acum noi nu mai punem la disciplină. Vă dați seama? Pentru că sportul, ieșitul la mare, la diferite alte locuri. Acum, aici nu e mare lângă voi, dar ceva băltoace, poate că aveți pe aici. Astea sunt înălțimile vremii unde oamenii merg și se distrează. Dar de câțiva ani încoace mai sunt un fel de înălțimi în lumea virtuală. Filme, rețele de socializare. Trebuie să fii pocăit să nu fii pe Facebook, așa? Am intrat și eu cândva să văd ce e pe acolo, găinării. Adică nu lucruri de oameni serioși. Și știți dumneavoastră că mintea noastră, creierul, e format din două emisfere. O emisferă este mai rațională, stă mai bine cu matematică, analizează logic, e mai înțeleaptă. Cealaltă emisferă a creierului nostru este puțin mai distrată, mai poetică, îi place să admire. Și asta spun specialiștii, citiți asta din nou, nu sunt chestiuni pe care eu le enunț în seara asta. Când stăm câteva ore și vizualizăm, jumătatea aia de creier care e mai deșteaptă intră în stand-by. Și noi rămânem numai cu partea cealaltă să vizualizăm. De aceea, în lumea internauților, e foarte ușor, de exemplu, să se duce o fată. Pentru că și capacitatea intelectuală scade până la sub 50% din capacitatea naturală normală. Jocurile electronice, diferitele jocuri, desenele animate. Să mă contraziceți dacă aveți argumente că nu sunt astea înălțimile spre care fug toți atunci când este timp liber. Eu nu vă cunosc. Nu asta știți. Am fost undeva într-o biserică și le-am explicat mai pe larg. Copiii, voi știți românește, m-au zis ce spun eu acum? Desenele animate, dragi copii, sunt oculte, adică vrăjitorești. Din statistici se spune cam 90%. Astea afectează mintea și aduc acea, e o boală numită ADHD, incapacitatea puterii de concentrare. Eu nu insist asupra acestor aspecte, nu sunt eu specialist în asta, dar dacă vreți date mai concrete, este un român, se numește Virgiliu Gheorghe, este doctor în biofizică, nu-i pocăit. Are o carte scrisă, Efectele televiziunii asupra minții umane. Pe copii nu-i lasă să le se dezvolte creierul și va fi capul la ei ca un computer cu un procesor slab. Iar la bătrâni provoacă Alzheimer. Deci, numai rău face. Ne îndobitocește, nu ne cultivă. Eu sunt pentru școală. Mulțumesc Domnului, am 24 de ani de școală. Spun și eu acum ca apostolul în nebunie, ca să nu creadă cineva că este un înapoiat și de aia nu-i la curent cu toată tehnica. Este un site pe internet unde ofer consiliere online dragostepentruadevăr.ro. Folosim computerul, internetul. Dar la noi în casă a fost o regulă. Cine nu-i născut din nou, n-are acces liber la internet. Că nu se poate controla. Și am avut harul că și copiii mai mari, nu doar că stăpâneau bine aspectele astea tehnice, dar ne-au ajutat ca părinți. Acum mulțumim Domnului, cel mai mic are 19 ani, sunt ai Domnului și am trecut de faza grea. Dar am avut și noi probleme cu copiii care veneau și spuneau, tati, dar și alții au filme creștine. Și alții au jocuri, noi pe altă parte mai vedem. Eu știu că vedeți, știți curioși, știți copii. Dar eu nu vreau să muriți la mine acasă. Dacă voi vreți să muriți în altă parte, eu încerc să vă cruz, dar nu pot mai mult. Odată vine unul din ei, de fapt am înțeles că erau înțelegi o 2-3. Tate, a apărut o versiune, un film cu Domnul Iisus, ceva deosebit. Vrem să-l vedem. Mi-am dat seama că nu trebuie să forțez nota, că trebuie procedat cu înțelepciune, nu? Bun, aduceți filmul, aduceți
concediu. Eu și mama ta ne uităm toți dacă ceva interesant, să nu scap nici eu. Dar zic, întâi citesc din Evanghelie exact ce se spune despre Domnul Iisus. Vreau să urmărim toți, am fixat un premiu. Dacă regizorul și actorii cunosc Biblie sau nu cunosc. Să vedem, e după Biblie sau nu. E cu Biblie și cu ochii la ecran. Să uit. Băi, asta scrie Matei, ia caută tu Marc, băi, vezi tu Luca, e acolo scris în Ioan. Nu-i bun, vizează. Eu am zis primul, eu am descoperit greșeala, bun, altul. Până la jumătate de film trebuia să le dau premiul la toți și unul din ei zice, închide-l mă, că ăstea care l-au făcut nu știe. Ăsta minte, măi. Zic, slăvit să fie Domnul, că am reușit să-i cobor de pe înălțime. Dragii mei, eu știu că asta place la firea pământească, astea erau înălțimele. E cu asta se distrau, evreii n-aveau filme, n-aveau teren de spor, n-aveau baie unde se duc, marea era mai departe, acolo erau filistenii pe țărm. Dar se distrau și ei cu ceea ce puteau. Am fost undeva într-o adunare și am vorbit de desene animate și le-am explicat la copii cât sunt de vinovate și le-am spus, nu vă mai uitați la handicapați ăștia. Că unul nu-i teafăr, nu știi unde-i capul, unde-i coada. Trebuie să uiți bine. Dacă vreți să arătați ceva copiilor dumneavoastră, arătați-le animale, păsări. Scrie în Romani 1 că uitându-te la ce-o creat Dumnezeu, te gândești la Dumnezeu. De la pești, de la păsări, ai ce să înveți. La desene animate, devii dependent. Și explicând în adunarea aceea, am mers la ei într-o familie să mănânc și spune tata copiilor la masă, frate, știi ce mi-a spus băiatul Petru, un băiat de 10 ani? Tati, m-a lămurit, fratele, desene animate nu-s bune. Dar știi ce, te rog, să mă mai lași așa să văd unul. Știți de ce o zice așa? Crease dependență. Știa că nu-i bun, dar nu se putea abține. Crease dependență. Dacă te uiți la animale adevărate, să nu creează dependență și chiar dacă ajungi să-ți placi ceva animale, nu e nicio problemă. Devii botanist, știu ce, zoolog. Dragii mei, eu nu vreau să vă necăjesc, dar nici nu vreau să vă las să vă distrați cu lucrurile din lume. Care Dumnezeu pentru dumneavoastră și natura lucruri mai frumoase decât asta? Eu am fost un microbist înrăit până în clasa 11-a. Nu vă spun cât de păcătos era la capitolul ăsta. Am avut memorie bună. De exemplu, era campionatul mondial de fotbal din Spania în 1982. Cei 11 jucători de acele 24 de echipe îi spuneam pe toți în 2 minute și 12 secunde. Știam ca tatăl nostru. De la echipe favorite știam pe jucător numai cum îi cheamă, ce înălțime și câte chile au. Și m-a scăpat, Domnul. Ce ușurat am fost. Pentru că, dragii mei, ce să înveți din sport? Sportul e înțesat de faptele firii pământești, e țesut în el. Certuri de partide, zavistei, mânii, neînțelegeri, tot e acolo. Un frate din Cluj, tânăr, Cătălin Șireagu, acum e mutat în Vicov, ca să dau un nume. Era cu niște tineri, este un băiat inteligent, are ceva premii la nivel european. Îi zic ceilalți, hai să jucăm un fotbal, păi dar noi suntem pocăiți. Hai să jucăm fotbal, pocăiesc, frate. Cum este? Hai să vezi. Zice, măi, eu nu știu să joc fotbal, dar eu știu pocăință. Așa că eu arbitrez și voi pe teren. Mă împărțiți în echipe. Zice, nu începe bine partida și unul strică, băi, dar tu ești în echipă cu mine. Frate, certă de partide pe margine. Mai dă unul o pasă greșită, băi, orice strigare, FSM4 pe margine. Și în 15 minute a rămas eu și un portar mai tăcut. Mai pocăiesc fotbalul sau nu-i pocăiesc? Dragii mei, a spune cineva, frate, trebuie să ne mișcăm. Foarte bine, ieșim în natură, alergăm, ne mișcăm, ce problemă? Dar am zis, dar de ce trebuie să fie pe puncte, știi, 2 la 0, 2 la 1, 3 la 2? Zic, pentru mișcare, nu? Zice, nu, dar altfel nu-i pasionant. Dar la ce-i pasionant? La fire sau la duc? Îmi scrie în Biblie să cauți folosul altuia, nu? Să-ți mai dea câte un autogol, cum ar veni asta. Ei, dragii mei, Dumnezeu știe unde suntem ispitiți și ar vrea
să ne schimbe bucuriile și pasiunile. Poate cred unii că asta numai noi, care, așa ca mine, care au 50 de ani, unul dintre băieții mei m-a moștenit în privința asta și avea și el o echipă favorită, era bun portar și când a fost născut din nou, la 19 ani, a terminat total cu asta. Îmi zicea un altul, am auzit punând un alt băiat din adunare, el e fanatic, l-am rugat să vină odată, odată. Și el zice, la ce să mă duc? Nu am nicio pasiune. După ce să mă pui în poartă? Că mă gândesc la altceva, ăștia se trezesc că nu m-au portat. Mi-i plec de acolo. Că asta ar fi marele câștig. Nu dor eu să vă opresc pe dumneavoastră, să vă închid toate aparatele, să vă dau interdicții în anumite locuri, să găsiți dumneavoastră alte pasiuni. Dar despre asta vorbim imediat. Deci, oamenii aceștia cu inimă împărțită se caracterizează prin anumite păcate care și le permit în viață și prin plăcerile lor, care sunt aceleași plăceri ca celor de afară. Și pofta, lumea și pofta ei trece. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Atunci lucrurile din lume erau înălțime, acum e sport, plimbări, filme și așa mai departe.